Da, tu la TV ne îmbrăcate de zici că era un Afganistan. Dar n-aveai, deci nu exista nicio latură erotică a elementului la școală. Nu te uitai după fusta învățătoare sau a dirigintei. Sau... Nu exista așa ceva, nici gândurile cele mai ascunse nu-ți putea trece așa ceva prin cap. Deci asta spun, poate că astăzi te duci și cu gândul ăsta la școală. Dar nu contează, nu înseamnă că cei de astăzi se duc mai întunecați decât ne duceam noi. Cum să spui tu, deputat, așa ceva? Ție nu ți-a plăcut școala, evident. O să citim în rândul al treilea și o să vedem că, într-adevăr, nu ți-a plăcut absolut deloc. Dar n-am avut ce face tot ca majoritatea dintre voi. Până la următoarea vacanță, puneți mâna pe carte, scris pune liniuță ții, fiți cuminți și nu fumați în budă. Vrând să pară de gașcă, ăsta este Călin Matei, un deputat PSD. Cum a ajuns domnule ăsta? Păi stați că vă spun. Are 51 de ani și este încă analfabet, parlamentar de Maramureș, la fel ca și Liviu Pop, ministru educației, a absolvit Universitatea de Nord, secția Mine, Baia Mare, în 1990. Bun, asta nu e mare lucru, dar trebuia să fie avut bacalaureatul. Nu știu ăla cum l-a avut. În 2004 a devenit economist, când într-adevăr societatea românească se preta la analfabetismului funcțional, după ce a studiat la Universitatea de Vest în Timișoara. Hai să spunem că nici asta nu e mare lucru. Toată lumea știe că la Timișoara nu s-a făcut niciodată carte. Mai departe, mai are studii post-universitare la politologie la Babeș-Bolyai. Asta e altă mâncare de pește. Și management internațional la ASE București. Nu va lipsi mult, da? Vă mai trece probabil câteva săptămâni, câteva luni și vom vedea cum vom mastera la Londra, tată. Și după aia, până la Washington DC, nu se mai oprește. Ca să nu mai vorbim de un Harvard, eventual. Da? Ei bine, nenea ăsta este analfabet. Vreau să-i reamintesc că la o astfel de greșeală, puneți mâna pe carte, scris cu cratimă, gata, se întrerupea cititul celor patru pagini. Da? Dacă, de exemplu, puneați mâna pe carte, domnul deputat, în rândul 2, uite așa, să termina și să trecea la controlul la toamnă. Dar la toamnă plecați cu un handicap de cupele europene. Pentru că să scrie așa ceva, că acolo aveai timp, atenție, o oră. Deci tu puteai să-ți recitești textul de câte ori vrei. N-aveai nicio scuză. Nu puteai să spui, m-am grăbit, să citea rar. Nimeni nu putea să rămână în urmă. Că nu ăsta era scopul. Noi făceam cu un conferențiar lector. Țin minte? Ăla, deci citea un cuvânt pe minut. Nu era nicio problemă. Da? Nu era o chestie de ritm. Tu trebuia să stai liniștit, să-ți recitești, la sfârșit să fie impecabilă foaia respectivă sau cele patru pagini, două foi. Da? Nu poți să spui că te-ai grăbit. Da? Dom'le, dacă scriai așa ceva, nici la toamnă n-aveai nicio șansă să mai treci. Absolut niciuna. Pentru că ăla știa, te ținea minte. Da? Cum să scrie așa ceva, bă, și să ajungi? Cum să faci aseu? Cum să faci politologie? Tu ești un ultim analfabet. Bă, asta mi se pare absolut revoltător. Și bineînțeles că ăsta sunt toți, să știți, toți cei care sunt astăzi miniștri, toți cei care sunt, să vede pe ei. Noi nu vorbim aici ca să ne aflăm în treabă. Mai ales că nu avem nimic, nici de împărțit, nici de neîmpărțit cu oamenii ăștia. Da? Nu sunt nici prieteni, nici dușmanii noștri, îi tocăm în fiecare zi pentru că așa merită, este evident. Cu atât spun, nu sunt cumetrii aici. Eu nu particip la cumetrii. Eu nu iau șpagă, nu mă duc cu ei la mese. Da? Pot să vorbesc deschis despre ei. N-aș face-o dacă oamenii ăștia ar merita ceva. I-aș încuraja, aș veni, am pedagogia în sânge. Știu să vorbesc, să încurajez un om. Am făcut asta de atâta timp în presă. Am îndrumat oameni către... Am intuit dacă au calități sau nu. În cazul unora, citindu-le două rânduri de text, mi-a dat seama că au un viitor în meseria asta. I-am îndrumat cât am putut. Pe unii îndrum și astăzi. Oameni care au ajuns destul de departe, de care nu mai ocup încă. Dar nu în fața unor astfel de oameni care se vede la el. Cum să încep? Cum să ai aroganța de a spune în prima frază așa ceva? Ție nu ți-a plăcut școala fiindcă erai un derbedeu. Da, derbedei sunt și astăzi. E clar că nici lor nu le place școala. Da? Dar să reieșa din fraza lui faptul că
Vedeți, nu puneți mare, da? Nu puneți până la urmă mult suflet, da, în lucrurile astea, pentru că, vedeți, se poate ajunge sus și trecând. Eu am făcut ca și voi, ba mai mult, și fumam în budă. Numai că nu le-am mai putut recomanda copiilor ăstora, că totuși a ajuns într-o, o fi și el părinte, a ajuns într-o funcție în care trebuie să mai și spui lucrurilor așa cum n-ai vrea. Da? Și atunci le mai dădea și câte un sfat din ăsta political corect, nu fumați în budă. Deci dacă ar fi după el, s-ar fuma și acolo. Deci să fii și arogant, da? Și după aia și fudul. Când tu faci o greșeală, păi a venit omul și a spus, știu, era o problemă de cratimă. Păi, bineînțeles că după aia știu că ți-au spus unii, da? Au intervenit unii și au spus. Ok, cu toate astea nu se va întâmpla nimic, că doar cine să-i tragă pe ei la răspundere? Mișu Tudose? Oare n-ar fi interesant la un moment dat să citim și din scrierile alese ale primului ministru? Da, sau ale lui Liviu Dragnea? Oare ăștia n-au însemnări, n-au ținut în viața lor un jurnal, n-au iubit și ei pe cineva, n-au trimis o carte poștală de pe undeva? E adevărat că din Teleorman mai greu să scrii cărți poștale. Bă, da, din Brazilia, de undeva, nu pupă și ei pe cineva de la distanță, să vedem cu câți de pupă, de exemplu. Bă, interesant ar fi în orice caz. Bun, ce mai avem de semnalat? V-aș pune, dincolo de subiectele astea pe care, sigur, astăzi am tratat ca pe niște puncte de referință, întrucât începea anul școlar, dar să știți că filiala USR din București a organizat alegeri interne, cât noi tot vorbeam aici, în urma cărora Roxana Vring a fost aleasă președinta filialei. Nicușor Dan și Clotilde Armand sunt de sinistră amintire pentru cei din USR. Deci Vring Roxana este președintă a filialei, alături de o nouă echipă a biroului municipal. Noi vicepreședinți, necunoscuți nouă, dar cine știe, poate mari politicieni de mâine și de poimâine, se numesc Florin Cobzac, Andreea Vasilescu, Vlad Gheorghe, Marian Bumbar. Din noua echipa biroului municipal mai fac parte Mihai Daneș, Cristi Ghica, Adrian Alexandru, Ștefania Petre, Ana Maria Ciceală, Cristian Roșu, Marius Gheorghe și Andrei Bogdan. Pentru cele 12 locuri din biroul municipal au candidat 44 de membri USR. Roxana Vring a ieșit așadar în poziția de președinte, dar pentru postul ei au candidat alți trei membri USR cu nume într-adevăr demne de acest partid: Dumitru Dobrev, Marie-Louise Seb și Alexandre Cristian Surcel. Ah, interesant. Ăștia erau cu, cum o chema pe aia, Chichireaza aia, a? Cum o chema? Cosette Chichirău. Clotilde Armand, Cosette Chichirău, ăștia erau. E bine, acum au pe Marie-Louise Seb, pe Alexandru Cristian Surcel, pe Dumitru Dobrev, pe Roxana Vring. E interesant partid, seamănă cu Fece Olt, ăla de pe vremuri, alu Neanicu. Da, cu șoarece, pițurcă, cu prepeliță, cu cățoi, cu toți aia. Bun, un primar a făcut un pas înainte față de slujbele religioase clasice la început de an școlar, că nu peste tot anul școlar a început cu discursurile cu care suntem noi obișnuiți. E bine, în comuna constanțeană Cumpăna, ăștia chiar că sunt într-o cumpănă, da? Elevii au fost îndemnați la deschiderea anului școlar să meargă direct la biserică, împreună cu părinții, pentru a se închina la brâul Maicii Domnului. Recomandarea a venit din partea primarului PSD, Mariana Gâjul, care anunțase cu o seară înainte pe Facebook că a reușit să aducă în localitate celebrul obiect de cult ortodox, da, depus în mod obișnuit la mănăstirea Catoxenia din Grecia, adică brâul Maicii Domnului. Am avut astăzi bucuria pe care n-am avut-o timp de 17 ani, când biserica noastră este depus Sfântul Odor, brâul Maicii Domnului. Părinții preoți vă așteaptă pe toți cei care doriți să mergeți să vă închinați copiii, scris totuși cu 3 de i, ok, la brâu Maicii Domnului. Nu este o obligație, dar ar fi bine să învățăm pe copiii noștri, scris corect, măcar tatăl nostru, a spus primarul. Deci ăsta nu e analfabet, domnul primar, e doar dus cu pluta. Ok, doamna primar Mariana Gâjul,
doar dusă cu pluta. În rest, bine, totuși. Scrie corect românește, cel puțin ce ține de clasa 5-a. Copiii noștri, asta e cam de a 5-a. Hai, de a 7-a. Potrivit anunțului inițial de pe Facebook, relicva ortodoxă ar fi trebuit transportată chiar în curtea liceului. Toate acestea, primarul a șters postarea miez de noapte și a schimbat strategia pentru ceremonia care a avut loc astăzi. Gâjul a motivat că ar fi fost incorrect să vină cu relicvele la școală în condițiile în care în localitate sunt zeci de copii de alte confesiuni religioase, musulmani, catolici, penticostali. Eu am crezut că din alte motive, doamnă, vă era rușine că nu sunt manuale. Dar așa-i, când n-ai manuale, știți de ce până la urmă s-a ajuns în această situație, să avem doar manualul de educație fizică și sport, pentru că numai acela n-a fost contestat. Celelalte au fost toate contestate, îndelung, de diferiți oameni, de diferite cadre dintre astea care își dădeau cu părerea. Acum așa e democrație, vorba lui Miron Cosma. Numai manualul, Sfântul Manual de Educație Fizică n-a avut parte de contestații în lumea asta birocratică în care trăim și atunci ăla este disponibil. Celelalte nu. Pentru că acolo cu toții aveau alte opinii, alte, hai să învățăm așa pe copii, să învățăm așa, ba nu, așa, așa, și până la urmă s-a ajuns cu dinaintea goală. Dar uite că ăștia la cumpăna au venit cu mrâul. Dom'le, n-avem carte măcar să ne rugăm. E interesant. Dar vă spun eu, doamna Gâjdu, dacă dumneavoastră ați apucat să faceți școală, bănuiesc că pe vremea când erați elevă nu se mergea la biserică, dacă dumneavoastră ați apucat să faceți un pic de școală, să știți că în ritmul ăsta copiii nu o să vă calce pe urme. Pentru că de acolo de sus lucrurile astea nu ajung chiar așa de ușor la noi. Ne trebuie aparatură și noi nu avem. Publicitate și ne întoarcem. Aș prieteni, dacă pentru unii începe școala, alții își arată colecțiile de vinuri, spuneam în Nice Matin, 4 pagini speciale, francezii s-au pregătit, c'est la rentrée de colecționeur. Iată-i cum arată colecțiile de vinuri la ei și literatura și băutura, în orice caz deschide cortina odată cu sezonul, iar acesta începe la începutul lui septembrie. În L'Équipe, Monaco, după 24 de meciuri, pierde în Ligue 1, fin de serie. Un joc de cuvinte, apropo de unul dintre jucătorii lui Nice. La noi, revista Tango, Marea Dragoste, Daniela Pala de Teodorescu, aici, respectiv Gigi Căciuleanu, pe partea cealaltă, revista condusă de Alice Năstase. Soția lui Marcel Toader a câștigat războiul cu rivala în Click. Două rivale interesante totuși. Să nu le merită, desigur, Marcel Toader absolut deloc. Meleșcanul, nemuritor politic de lux. Iată-l, nu mai știe unde să-și pună banii. Un narco și acesta dintr-un anumit punct de vedere. Ce mai avem? Face un pas înapoi Andrei Pleșu. Nu va mai scrie cu aceeași ritmicitate în Adevărul. Iată prima pagină. Brâul Maicii Domnului, salvarea școlii românești, scrie ziarul. Evident, ironic. Rămâne pe altă dată, ne anunță Andrei Pleșu. Un editorial interesant în care el își face într-un fel mea culpa pentru prezența asta care devenise aproape sufocantă. Pleșu peste tot. Evident, de acum va fi un pic mai puțin Pleșu și poate un pic mai multă lumină. Ne întoarcem cu Andrei Bâra, da? Dacă îmi permite să-i spun măcar o dată așa. Și pentru Dinamo a început școala astăzi. O să vedem însă cum. Imediat. Ne-am întors cu Dan Bâra, că acesta este numele său adevărat. Dane, să trăiești. Bună seara, Radu. Început de an școlar, pentru noi sigur că nu mai este chiar așa, având în vedere că cel puțin unora dintre noi, da, nu ne-a mai rămas nici păr în cap, ca să mai ne aducem aminte măcar de vremurile respective. Eu dacă stau acum să fac un calcul matematic, ca în era lui Liviu Pop, noi sunt vreo 25 de ani numai de când am terminat armata. Mă dați seama totuși în ce negura timpurilor ar trebui, Dane, să coborâm ca să ne mai aducem aminte cum era, de exemplu, la dictările la limba română din clasa 7-a. Nu cred că s-a schimbat foarte mult. Și pe profesorul nostru de
limba și literatura română în clasa 7-a, dar ăla cunoștea măcar limba română. Și dacă nu cunoșteai și tu, avea o palmă cât capacul de la WC-ul și direct pe geam ieșai. Da, pentru că metodele, asta e. Așa erau pe vremea respectivă. Ori învățai, ori dacă nu, ajungeai bucățele, așa precum ghivecele alea de flori, care erau aruncate de la etajele 3 și 4 după capul profesorilor. Dar ne-a început recreația mare și la Dinamo, că despre școală nu putem să vorbim. Acolo sunt totuși niște eminenți. Vorbim de Mutu, vorbim de Contra. Aici, în emisiunea asta, îi putem spune așa. Hai să spunem. Este Cosmin Cosma numai la 11 metri. Aici se poate spune și Contra. Da?